am spus deja că nu ajung la 40 de ani. Alții mi-au spus și numărul, sau cum să spun, numărul de luni pe care mai am de trăit. Spre bucuria, sau cum să spun, spre bucuria celor mai mulți este că n-a fost așa. Îngenunchiat de o boală care i-a schimbat total viața, Florin își pune acum speranțele într-o clinică din Austria, despre care a aflat de pe internet. Însă costurile sunt mult prea mari pentru posibilitățile sale. Pentru o singură analiză ar trebui să plătească 10.000 de euro. Doar așa va afla dacă are nevoie de transplant de plămâni. Am vorbit cu domnul profesor de la secția de la pneumologie, pentru că el este chirurg pe pneumologie, este mai știu. Și atunci mi-a zis, noi vă așteptăm la Viena. Știm că e o problemă cu transportul, cu bani. Ce credeți? Cum puteți să faceți? Când puteți să ajungeți în Viena? Din punctul meu de vedere, zic, asta se ajunge și mâine, însă nu se poate nici fizic și nici material. De mai bine de un an, viața lui Florin se consumă între patru pereți. Este conectat permanent la un aparat de oxigen de care depinde total. Nu se poate deplasa și nu poate munci, dar prețuiește fiecare clipă în care poate vedea lumina zilei. Încercat de viață, Florin își pune mereu nădejdea în Dumnezeu. Acum cred că este o altă șansă prin care numai prin faptul că am reușit să iau legătura cu spitalul din Viena și numai prin faptul că cineva vrea să mă ajute, este acest lucru, că Dumnezeu mă ajută și nu mă lasă. Cred că e un prilej bun de a-mi plăti în această perioadă care a început, postul Crăciunului, de a-mi plăti rugăciunea cu postul și cu fapta bună, cu milostenia. Acum Florin încearcă să se lupte singur cu boala. Fiecare minut poate trece în defavoarea sa. Pentru românii care doresc să-l ajute să ajungă în Austria, a deschis trei conturi IBAN.